Profesor, a fost cel mai greu de meci de până acum. Da, păi, dacă vă reamintiți, cam asta azi la conferința de presă, că ne așteaptă cel mai greu meci pe care l-am avut până în momentul ăsta, pentru că, într-adevăr, Mioveniu e o echipă cu foarte mare greutate. Mai ales nu primiseră gol de 10 etape, că am mai jucat și cu România de 10 meciuri, primiseră doar goluri, nu pierduseră și au arătat că au forță, mai ales prin victoria pe care au avut-o la Chindia Târgoviști. Deci știm că e o echipă foarte bună și trebuie de câștigat acolo. Pentru noi a fost un joc, o încărcătură mai specială, așa, mai accentuată, vis-a-vis de jucători, că în cazul în care reușim să luăm 3 puncte, ne înfigem în prima parte a clasamentului, dacă nu exista pericolul, mai ales că înainte de desfășurarea jocului nostru, deja locul 8, de exemplu, avea 20 de puncte. UTA și cu, mai este o echipă, nu știu care, cu 20 de puncte. Bă, Satu Mare, parcă. Deci două echipe cu 20 de puncte, noi aveam doar 22, deci până la locul 8 erau foarte puțini puncte. E, în momentul când am câștigat acum, de fapt eu am zis că vrem să luăm 6 puncte de meciuri de astea două, cu Mioveniu și Brașov. Mă bucur că am reușit să luăm primele 3, ați văzut destul de greu, în special în repriza a doua. Am, eu știu, a venit Mioveniu oarecum peste noi și n-am mai reușit să-i ținem în preajma sau în terenul lor. Dar obținând de astea 3 puncte, avem încredere mare că la Brașov putem câștiga și, într-adevăr, să rămânem acolo sus cât mai mult timp. Cred că a fost record de asistență. Da, mă bucur. Adică și noi zic că avem un aport important, pentru că ne-am cocoțat acolo în fruntea clasamentului și lumea e alături de noi pentru că vede că se poate face ceva anul ăsta. Păi datoria noastră în continuare doar prin rezultate. Putem menține pe cei care au venit și poate aducem alții. Sunt convins, de exemplu, că la meciul cu Steaua să fie arhiplin stadionul. Dar eu mi-aș dori să fie și cum Gota arhiplin la următorul meci nostru, la următorul joc al nostru acasă. Da, ne bucurăm, contează foarte mult. Depinge publicul la spate, e clar că e important pentru jucători, pentru noi ca antrenori, pentru toată lumea. Ne bucurăm și cel mai frumos când la sfârșit ne bucurăm împreună cu suporterii. Cum ați reacționat la tragerea asta? Păi, repet, dacă dăm timpul înapoi la conferința de presă de înaintea meci cu Mioveniu, v-am spus cine mi-aș dori să jucăm cu Steaua. Steaua pentru că e numele cel mai important din fotbalul românesc. Conducerea noastră, și am înțeles împreună cu primăria, fac eforturi să joace meciul la Suceava, pentru că așa mi se pare corect, să, eu știu, toți sucevenii să mai aibă posibilitatea să vadă echipa cea mai bună, practic, din România, la noi pe arenă. Mai avem până atunci două jocuri. Jucătorii, clar că și ei, la un moment dat, săptămâna asta, le fugeau gândurile mai mult la meciul cu Steaua, că poate jucăm cu nu știu care, de pe acolo, dar au reușit până la urmă, sau am reușit până la urmă să le zic că meciul ăsta cu e cel mai important, ca să putem să continuăm pe banta asta ascendent. Acum la să vedem, jucăm vineri la Brașov, normal trebuia, vreau să dau liber până marți, mâine să avem antrenament, pentru că jucăm vineri și atunci timpul e foarte scurt și vrem să mergem să câștigăm și la Brașov. Domnul Felici, vă așteptam să luăm meci atât de greu la Suceava? Da, sigur că ne așteptam. Știam că Forest e o echipă solidă, o echipă foarte bună, aflată într-o formă foarte, foarte bună. Se întâlneau două echipe care nu mai pierduseră de mult timp. Din păcate, astăzi am pierdut pe două greșeli și cam asta a fost istoria acestui joc. Am revenit în a doua repriză în joc, dar n-am avut puterea să și obținem punct sau puncte. Felicitări Suceava, Foresta și mult succes, felicitări domnului Cristi și băieților și mult succes în continuare. Pentru noi urmează la fel jocuri grele. Așa cum am spus, obiectivul nostru este clasarea în primele 6 și încercăm să ținem de pozițiile astea și să le apărăm, să ne clasăm la final în primele 6. Cam asta. Din păcate, nu am avut tot lotul la dispoziție, am avut accidentări și asta s-a văzut pentru că n-am putut să mai aducem prospețime și putere, ca să zic așa. Și, din păcate, ăsta e rezultatul pentru noi. Dar, repet, un rezultat care l-am făcut în mare măsură cadou. Cel puțin primul gol a fost un cadou, mingea am avut un picior, puteam să deranjăm foarte simplu. Ne-am complicat, am pierdut și de acolo și primul. Cam asta. Felicitări și mult succes în continuare. Mulțumesc!